După lărgirea șoselei la 4 benzi și amenajarea liniei duble de tramvai pe calea Bogdăneștilor, s-a ajuns în etapa reluării circulației garniturilor. Tramvaiul 5 a revenit pe traseu din Ronaț până la stația Meteo Pădurea Verde, la 7 ani de când a fost scos de pe traseu. Lucrările nu s-au terminat, continuă la pasajul Solventul. În viitor, linia de tramvai va continua prin subpasaj și podul de la Solventul până la depoul din Dâmbovița și va conecta și mai bine zona Ronaț-Blașcovici de oraș. Întrucât lucrările de modernizare a bulevardului nu au fost încă recepționate, iar constructorul mai execută retușuri într-o primă etapă de luni până vineri, între orele 9:30 și 15:30, traseul liniei 5 va fi deviat de la intersecția Bogdăneștilor Cetății spre bucla de pe calea Torontalului. În restul zilei, dar și în zilele de sâmbătă și duminică, nu se va circula deviat. Totodată, până la recepționare, linia 5 tramvai este dublată de linia 5 autobuz, care își păstrează programul și traseul. Valoarea totală a investiției de pe calea Bogdăneștilor este de aproape 150 de milioane de lei, din care aproximativ 90 de milioane de lei reprezintă fonduri europene nerambursabile, iar restul sumei provine de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare.